Antreprenorul principal al Corvinului a acceptat propunerea prelungirii contractului existent și astfel va rămâne pe banca tehnică a echipei Alb-Albastre până în anul 2027. Tehnicianul Corbii Albaștrilor s-a întâlnit ieri cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, care a spus despre Florin Maxim că este un profesionist desăvârșit, cu un caracter pe măsură. A reușit să reaprindă flacăra alb-albastră la Hunedoara și să renască fotbalul hunedorean, creând o adevărată comunitate în jurul acestui nucleu ce poartă numele de Corvinul Hunedoara. Este vorba despre Florin Maxim, antrenorul principal al alb-albaștrilor, care a devenit un fenomen în lumea fotbalistică. Râvnit de multe echipe, Florin Maxim a ales să își continue activitatea pentru încă 3 ani la Corvinul Hunedoara. I-am propus prelungirea contractului și mă bucur că a acceptat fără să stea pe gânduri. Este fără doar și poate unul dintre cei mai buni antrenori ai noului val, iar rezultatele sale vorbesc pentru el. Este un profesionist desăvârșit și un caracter pe măsură. Florin Maxim și staful său ne-au răsplătit încrederea acordată și cred că este normal ca acest lucru să fie reciproc. Cu atât mai mult cu cât, după cum am spus-o și cu alte ocazii, proiectul nostru este unul pe termen lung. Drumul Corvinului, început în 2021, continuă și sperăm ca peste câteva zile să ne bucurăm împreună după finala Cupei României, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Îi mulțumesc domnului primar pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-a oferit încă din prima zi de când am venit la Hunedoara și mă bucur că putem duce mai departe împreună acest proiect. După cum probabil se știe, pentru mine Corvinul chiar înseamnă ceva aparte. Având în vedere că aici am debutat ca jucător la seniori și tot aici am reușit alături de colegii mei și de jucătorii noștri să revenim în Liga Secundă și să îi facem fericiți pe fanii noștri, cei care au venit alături de noi indiferent de condiții, de loc sau de adversarul întâlnit. Îmi place să cred că am crescut și creștem împreună cu toții aici la Corvinul și sper ca această prelungire a contractului să fie de bun augur, a declarat și antrenorul echipei Florin Maxim. Semnarea prelungirii contractului lui Florin Maxim a fost oficiată marți după amiază la sediul clubului.